înfruntare și cel mai bun coexistent între iubire și prostie. Care om când iubește nu se prostește? Doamne Sfinte! Atunci ne prostim cel mai mult. Și sentimentul este cu atât mai stran când te prostești așa iubirea. Îmi place când sentimentul acesta de real și ideal dialoghează. Îmi place când coexistă. Și în povestioara mea, cuvintele mele, este doar trăire, anotimpul iubirii. Am depășit cele patru anotimpuri și de ce să nu trăiești la orice vârstă, anotimpul iubirii? Doamne, ce minunat! Că e real, că e imaginat. E bine dacă ai imaginație și la șerpul. Dacă doina spune care au 80, lasă. Să fie doina, ești minunată la 80 de ani. Hai să zic că eu sunt minunată la 60. Nu trebuie să mă luați ca frățișare, să spuneți că sunt arogantă, că sunt îngânfată. Nu. În interiorul meu sunt minunată. Și vă mai pun o întrebare de final. Dragoste și prostie există în orice moment al vieții. Și ultima întrebare este, oare este chiar prostie să te îndrăgostești cu adevărat? Nu e. Răspunde. Mulțumesc. Căsătorit și după un an a fi început și calele. Du-te să cumpere morcovi, vezi că scârție ușa și ar fi fost o poveste de dragoste care a ieșuat într-o căsnicie obișnuită. Am continuat în cele 5 sau 6 pagini o altă povestioară care ține pe undeva și de, să zic, existența mea. O poveste de dragoste între o domnișoară și niște texte. S-a îndrăgostit de niște texte. Pentru că un coleg era deja plictisit de iubire, dar voia să-i scrie acelei domnișoare și nu știa cum să facă să o îndepărteze de el, m-a rugat să scriu eu scrisoare de în locul lui. Ori eu, luându-mă după ideea aceea că trebuie să o ajut pe fată să mai creadă în iubire, îi scriam de fiecare dată cât mai frumos, cât o iubesc de mult, cât, etc., etc. S-a îndrăgostit de scrisorile mele, dar nu de prietenul meu,
pe care atunci când l-a văzut și au ajuns să discute față în față, a rămas așa cu o mare dezamăgire în suflet. Desigur, se pot broda multe povești și pe existențele proprii, dar și pe mergând pe mituri sau pe istorioare, dar eu mă bucur că există acest club de la Timișoara, mă bucur că a reușit să coaguleze un grup important de scriitori, dar mai ales de scriitoare. Nu știu în acest grup câți bărbați sunt, 3, 4, dar ajunge la câte doamne sunt. Vă mulțumesc pentru faptul că ați participat la această lansare a utopiei, pentru că, la urma urmei, este utopic să vorbim despre utopie.